Zici? Fac căcuță. Cum mănca asta cu alut. Vei la rândul meu. Au! La că e good! Fișează prețurile în magazinele mici. Pare a fi niște paste. A, păi le-a la pofete care le-am vrut eu să le filmez sau ce? Salutare și bine v-am regăsit la un nou video, un alt tip de video, viața de noapte de aici din Boracay. Una! Haideți să vedem cum petrec turiștii pe plajă în Boracay. Deci am să vă arăt acum ceva, cu siguranță mulți nu știți, toate acestea care stau pe dreapta, majoritatea zic că fac masaj, dar sunt la treabă. Nu se face o negociere, băieți, fac o negociere cu fetele. Nici nu am realizat că fetele sunt la treabă, de când atunci când am trecut pe lângă și mi-au făcut cu mâna, mi s-a părut puțin suspect. Da, deci nu înțelegeam de ce văd persoane în vârstă cu tineret. Acum am găsit răspunsul, dar nu credeam că se practică aici, în Boracay, pe plajă. Din nou 3. Aici negocieri intense. Ia uitați supa mea. Fac căcuță. Mi-a gândit. Sau și-a făcut cruce că m-a văzut pe mine cu camera. Satana! Da, păi le-a luat pe fete care le-am vrut eu să le filmez sau ce? Unii muncesc chiar și la 11 noaptea. Hello.
Acolo văd încă două. În stânga. Acestea două. Se aranjează pentru clienți. Se pare fascinant că este foarte curat. Comparat cu Thailanda, să zicem, foarte curat pe străzi. Bine, ce puțin astea probabil mai turistice. Ia uitați cât de interesant este localul acesta. O și pe scări așa. Interesant. Am oprit să mâncăm ramen și niște mahi-mahi. Așa arată ramen. Și așa arată mahi-mahi. Este pește. Dar miroase foarte bine. Ha, să nu uit, am luat un bubble tea. Și eu am un iced tea. Hai să gustăm și mâncarea. Începem cu astea care nu am idee ce sunt. Pare a fi niște paste. Nu am nici cea mai vagă idee ce este. Par a fi ceva din crevete, dacă nu mă înșel. Vreau să nu știe. Ora aici avem carne de porc. Este carne de porc cu un sos dulce, scorțișoară. Da, bun, interesant. Ce mai avem aici? Mai avem niște ceapă, niște ou. Mi-a făcut gura. Trebuie să schimb cu niște bubble tea. Doamne, cum este succes bubble tea. Nu eram deloc mare fan. Bubble tea, nota 10. Mâncarea, nota 9, sincer. Pentru că cele alge mi-au tăiat respirația, sincer. Uitați, loc de fumat special, amenajat. Afumătoare, i-a băgat la fumătoare acolo. Baruri, muzică, live și aici. Zici? Fetele. Ha? Plin.
Fetele. Plin de fete. Ia uite, astea ne fac cu mâna. Au. Au. Black e good? You're not famous. You're the only one. What you put in there? What's that? Seasoning. Ada. Balot. Balot. Pote. Yeah, but what's that? Soka. Oba. Vinegar. It's sauce. Vinegar. Yeah, vinegar. Jeez. Oba. This one, shishiu. Video. Pangalan, name, and Galbo. You eat this one as well? Yeah, and in. Everything. No. How it tastes like a like chicken? Yeah. Yeah. Chicken. Nice. Ia, uitați la cel cum mănca asta balut. Pe ele wow. Și pui acolo format. Escut. Where from? Romania, Romania. Delicious. Delicious. No. You try? No. Do you eat every day, balut? Yeah. Yes. I have the balut for me. Wow. Thank you very much. Cum să bagi? Nu știu, e parcă, nu știu cum e gustul. Aș încerca, dar parcă, nu știu, parcă și rechinul fermentat din Islanda, parcă era mai, nu știu, parcă, nu știu, parcă îți venea să riști, dar așa la... Să vezi puiul ăla acolo în interior, nu știu, e parcă prea... Da, nici vorbă. Îi spun pas, nu știu, nu știu. Nu cred că pot așa ceva. Ce urât se uita. Ce urât se uita când am băgat camera pe ea. Sopso! Sopso! Chestia foarte interesantă este că nu se afișează prețurile în magazinele mici, doar la 7-Eleven, ia uitați și aici, nu se afișează prețurile, poți primi un preț de două ori mai mare pe un produs decât de obicei. Dacă te vede mai ales turist, sigur te încarcă. Un alt magazin mic, gen mai local, nu sunt afișate prețurile. Doar la cele de tip 7-Eleven, de exemplu, e un supermarket foarte cunoscut, mai mare, prin Asia. Găsiți în foarte multe țări din Asia 7-Eleven. În ceea ce privește siguranța, Boracay pare destul de sigur. Nu am văzut oameni dubioși, nu am văzut prea multe chestii și este foarte bine păzit. Plin de poliție, securitate pe stradă. Astea sunt taxiurile. No, thank you. Ce este interesant că sunt electrice. Foarte silențioase. Încă o chestie, mare grijă la apă. Apa nu este potabilă, chiar și la spălatul pe dinți folosiți apă îmbuteliată. Și vă mai dau un sfat, chiar și la shake-urile ce vi le cumpărați, aveți mare grijă pentru că s-ar putea să fie făcute cu apă nepotabilă. Okay.
aici se încheie și vlogul de noapte. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram Lost in World. Și până data viitoare, un nou vlog. V-am pupat. Pa, pa! Pa, pa!